Banii ar fi ajuns la fostul premier prin intermediarea apropiației lui Ghiță, Ionuț Iordăchescu și Sorin Chirilă, ambii directori la Asesoft, firmă controlată de Ghiță, au venit dimineața la sediul DNA Ploiești în calitate de martori. Pentru ce v-au chemat procurorii astăzi? În legătură cu ce dosar? Bună ziua, care este motivul pentru care sigur nu m-ați stat atunci, da? Da, aveți idee ce dosar? La prânz a venit și Sebastian Ghiță, aducând cu el o cutie îmbrăcată în catifea roșie. Doamna Chioveș și tot spune că n-a existat o relație între noi. Venind iar la Ploiești, mi-am adus aminte că la una dintre vizite mi-a făcut cadou niște bufnițe. M-am gândit și eu că bufnițele pe care mi le-a adus cadou atunci pot să îi le dau înapoi. Am văzut eu la Vanghelie și la Joana, când au dat ceasurile înapoi la DNA, n-au mai avut nicio problemă. Astea au fost bufnițele pe care mi le-a dat cadou doamna Chioveș și atunci. Și le-am adus și eu. Erau două bufnițe lipite și erau un simbol al prieteniei. După o jumătate de oră, Ghița a ieșit tot cu bufnițele în brațe. Suntem deja la pasul 2 după dosarul domnului Blaga. La pasul 2 din operațiunea DNA contra clasei politice, cum să ajutăm USR-ul să-l băgăm în Parlament. Și după mine vor urma Victor Ponta mâine, care va fi verificat în legătură cu campania electorală, va urma Traian Băsescu, va urma domnul Tăricianu și astfel ni se va livra cu ajutorul procuraturii o nouă clasă politică. Bufnițele ce ați făcut? Nu le-au primit, au zis că dânsii sunt unitate autonomă, independentă și că nu țin legătura cu doamna Chioveș ca să poată să-i trimită bufnițele. Și unde le duceți? Nu știu, o să mă gândesc. Mâine dimineața la DNA Ploiești va veni și Victor Ponta, cercetat în acest dosar pentru trafic de influență. În 2012, pe când era președinte al PSD, ar fi luat de la Sebastian Ghiță suma de 220.000 de euro, pe care i-ar fi dat lui Tony Blair, ca fostul premier englez, să-l ajute să se promoveze în campania electorală.